Mândria României a ajuns acasă. David Popovici, dublul medaliat olimpic, a ținut un discurs de excepție în salonul oficial. Ce a spus, aflați imediat la Focus. Un bărbat a murit, iar copilul și soția sa au fost răniți după ce toți trei s-au răsturnat cu un ATV într-o pădure din Argeș. Și este alertă la Marea Neagră în plin sezon estival, după ce au fost descoperite cantități mari de E. coli în zona plajelor Vadu și Corbu. Bună seara, doamnelor și domnilor! David Popovici s-a întors acasă. Dublul campion olimpic a câștigat pentru România două medalii, una de aur și una de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. A fost primit, bineînțeles, așa cum merită, cu aplauze și cu flori. Campionul care ne-a făcut mândri le-a mulțumit tuturor celor care l-au ajutat să ajungă la acest nivel. Spune că nu a fost ușor, dar că lupta a meritat. David promite că ne va face mândri și pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor românilor care m-au urmărit, fie lipiți de televizoare, toate ecranele. Le mulțumesc tuturor celor care au venit în tribună, celor care au crezut în mine, celor care m-au susținut. Pentru aceste două bucăți de metal foarte grele, unii dintre noi muncim o viață. Și eu, la rândul meu, am muncit ani de zile. Unii reușesc abia după 10 ani, poate, alții după o viață întreagă și alții niciodată. De aceea e foarte important să-i susțineți în continuare pe toți cei care concurează la jocuri, pe ai noștri. Este nevoie de bani investiți în sport, bani investiți cu cap la noi în țară. Începutul de august aduce temperaturi caniculare. În acest weekend va fi cod portocaliu în capitală și în 7 județe și cod galben în aproape toată țara. Care vor fi temperaturile și cât va dura valul de căldură, aflați imediat la Focus. O fată de 19 ani a fost la un pas de moarte, s-a certat cu iubitul și totul a degenerat. Orbit de gelozie, bărbatul de 22 de ani ar fi aruncat-o de la etajul 3, spun surse din anchetă. Imediat după a fugit în speranța că va scăpa de pedeapsă. Norocul fetei a fost că a căzut pe capota unei mașini și a scăpat doar cu răni ușoare. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Vecinii spun că nu era zi în care cei doi tineri să nu se certe. Aveau o relație tumultoasă și pare că scandalul începea mereu din cauza geloziei. Bărbatul de 22 de ani fusese plecat în Italia, se pare, cu altă fată. De curând s-a întors acasă și și-au reluat relația. Doar că nimic nu mai era ca înainte. Certurile erau la ordinea zilei. Acum, surse din anchetă spun că tânărul i-ar fi găsit fetei mai multe poze în telefon cu un alt bărbat. Nervos a început să o lovească și tânăra a căzut de la etajul 3. El a spus anchetatorilor că el ar fi împins-o. După ce a căzut de la etajul 3 al imobilului de lângă mine, tânăra de 19 ani a ajuns pe capota autoturismului pe care îl vedeți, iar concubinul acesteia s-a făcut nevăzut. A fost prins câteva ore mai târziu, în timp ce se îndrepta către sediul poliției alături de mama sa pentru a se preda. Ce s-a întâmplat? Ți-a împins iubita de la balcon? Vecinii spun că bărbatul s-ar fi predat în momentul în care a auzit că fata este în afara pericolului. Pe capota mașinii a găsit-o chiar proprietarul. Acesta spune că era conștientă și că fata i-a mărturisit că iubitul ei o bătea de două zile. S-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale, deci a devenit inculpat, dar pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie și s-a luat față de el măsura reținerii, iar de la expirarea măsurii reținerii s-a luat măsura controlului judiciar. Vecinii sunt șocați de ce s-a întâmplat. Ar trebui să întâmple în țară așa ceva. Cred că ar fi mai bine să termin odată cu asta. Din partea lui, foarte urât. Numai mintea unui nebun poate să facă așa ceva. Numai mintea unui om nebun poate să facă așa ceva. Te-ai certat, te duci, te liniștești, te întorci înapoi și stai de vorbă. Nu faci tot felul de tâmpenii. Aruncatul de la balcon, de la etajul 2 sau 3. Poate că ea, eu fi aruncat niște vorbe vulgare, cuvinte vulgare, pe care el l-a mișcat sau eu știu, își... Se întâmplă așa ceva în căsnicie. Așa ceva nu se poate. Băi, dacă era pe beton, acolo rămânea. Noroc că a atenuat-o, am înțeles, culmea la cineva de la etajul 2 și pe urmă a căzut pe capăt la o mașină. Fata de 19 ani este internată în spital, dar medicii spun că e în afara oricărui pericol. Bărbatul le-a spus anchetatorilor că a bătut-o pe iubita lui, dar că nu a împins-o de la etaj.
Procurorii din Brăila încearcă să adune informații noi despre crima care a șocat întreaga comunitate. Anchetatorii au ridicat mai multe telefoane ale familiei principalului suspect și speră să afle de ce a fost ucisă doctorița și dacă sunt și alte persoane implicate. Potrivit informațiilor de până acum, soțul femeii ucise nu a fost văzut de câteva zile. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. În urma perchezițiilor, în afară de un cuțit ridicat din casa suspectului Maricel Mihai, anchetatorii au pus mâna și pe câteva telefoane mobile. Toate au fost date experților criminaliști care urmează să scoată informații care ar putea dezlega o parte din misterul crimei. Sunt 4 telefoane mobile, 2 sunt ale copiilor, care sunt și stricate, dar urmează ca IT-știi să stabilească ceea ce pot să extragă de pe ele. Unul este al lui și unul este al cumnatului, care mi-a arătat că a fost ridicat la momentul în care a fost reținut, că i-a căzut pe jos și atunci, nu în urma unei percheziții. Pot să spun, între ghilimele, bucuros că se pot verifica așa încât să stabilească dacă într-adevăr a avut vreo legătură sau nu. La aceeași expertiză vor fi supuse laptopul și alte dispozitive ale victimei. Tot acum, anchetatorii au căutat probe și în mașina medicului stomatolog. Autoturismul a rămas parcat în tot acest timp în fața cabinetului în care femeia a fost ucisă. Sub unghiile sale, avocatul celui despre care se crede că a ucis-o susține că au fost găsite urme ADN care provin de la un alt bărbat. Potrivit surselor însă, de pe corpul femeii au fost prelevate doar probe ADN ale suspectului. O piesă importantă în investigație o reprezintă și soțul doctoriței ucise. Omul este tot medic stomatolog și are un cabinet dentar la câteva sute de metri distanță de al soției. Despre bărbat nu se mai știe nimic de câteva zile, în timp ce clinica sa este închisă. Eu niciodată l-am văzut pe cineva aici. Intrând? Da, niciodată. Vecina mea din fața casei care mi-a spus că băiatul din seară un băiețel și venea cu el la doctorul ăsta, dacă nu are multă răbdare, că a trimis pe băiețel la soția lui, că ea avea mai multă răbdare. Cunoașteți? L-ați mai văzut după ce a murit soția lui? Văzut pe domnul doctor la cabinet? N-am mai venit de 2 săptămâni de când s-a întâmplat? Nu. A fost marți, miercuri, nu știu când sunt. Marți, luni seara a fost. Și a stat aici, a lucrat? Nu știu. A intrat, a plecat. Crima doctoriței a lăsat urme adânci în comunitatea oamenilor din Brăila. Cei care au cunoscut-o ori au auzit despre moartea Marinei Gavril, vin în fiecare zi și aprind o lumânare și lasă o floare la ușa clinicii în care a murit. Cât timp suspectul este în arest, investigatorii poliției încearcă să finalizeze expertizele cuțitului și telefoanelor mobile ridicate din casa suspectului. O plimbare relaxantă s-a transformat într-o dramă pentru o familie din Argeș. Un bărbat a murit, iar copilul și soția lui au fost răniți după ce toți trei s-au răsturnat cu ATV-ul într-o pădure. Polițiștii încearcă acum să afle ce anume s-a întâmplat. Atenție, urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional. Fotografia e făcută la scurt timp după accidentul în care bărbatul a murit. ATV-ul e răsturnat la capătul unui drum forestier. Familia a ieșit la plimbare aseară. Sorin, bărbatul de 39 de ani, conducea vehiculul, iar soția și copilul lor erau în spate. Cei trei mergeau pe un drum prin pădurea din Budeasa Mică din Argeș, la distanță mică de casa lor. La un moment dat, ATV-ul a derapat, iar omul nu l-a mai putut struni. Vehiculul cu patru lor s-a răsturnat peste bărbat, iar ceilalți doi pasageri au fost aruncați de pe el. La fața locului au fost direcționați în prima instanță polițiștii secției de poliție rurală Bascov, care au constatat că cele sesizate se confirmă. Din păcate, conducătorul ATV-ului, un bărbat de 39 de ani, era în stare de inconștiență, acestuia fiindu-i acordate îngrijiri medicale. Stop cardiorespirator, s-a resuscitat fără rezultat. La 23:30 a fost declarat decesul. Copilul a fost cu un traumatism cranian minor și cu un traumatism toracic minor, a fost transportat la spitalul de pediatrie, iar o femeie transportată la spitalul județean cu un traumatism toracic și un traumatism de braț drept. Victima cunoștea foarte bine drumul și avea experiență în conducerea ATV-ului. Omul și soția sa aduceau o viață fericită la țară. El lucra pentru o companie internațională și era bine cunoscut de autorități. A colaborat cu polițiștii și cu alți salvatori la mai multe misiuni pentru căutarea persoanelor dispărute. Anchetatorii au deschis dosar penal acum și încearcă să afle cauza accidentului grav. Este alertă ecologică în județul Brașov. Zeci de rațe moarte au fost găsite în barajul de acumulare al hidrocentralei din comuna Voila. Autoritățile nu își explică cauzele și au demarat o anchetă. Au luat probe de apă, dar și de la animalele moarte. Localnicii sunt panicați și spun că imaginea apocaliptică ar putea avea legătură cu deșeurile. Nu uitați, fraților, m-am băgat în apă și am scos-o. Asta încă e vie.
Deci e dezastru ecologic, nu știu ce s-a întâmplat. Până acum a mișcat, cum a scos afară din apă, a murit. Este dezastru ecologic, a scris localnicul care a dat alerta pe Facebook. În scurt timp, reprezentanții de la Direcția Sanitară Veterinară s-au sesizat și au ajuns în zona lacului pentru a face mai multe analize. În tot acest timp, Garda de Mediu, împreună cu autoritățile locale, au adunat toate exemplarele moarte. Jur de 9:30, colegii mei care sunt medici oficiali de la circunscripția Făgăraș s-au deplasat acolo unde au identificat o rață moartă pe care au și recoltat-o. Trebuie să ajungă la noi și o vom dirija către laboratorul din Bacău, unde suntem arondați pentru probe. Și am recoltat și o probă de apă. Este pentru prima dată când avem un astfel de fenomen. De aceea suntem foarte atenți la ceea ce facem și vom încerca să fim cât mai preciși în prelevarea de probe. Primarul din localitate nu are explicație pentru ce s-a întâmplat. Spune că nu a mai întâlnit fenomene ca acesta până acum. Nu știu cauza. Normal, n-ar trebui să moară din cauze umane, adică, vezi, Doamne, un erbicidat, un tratament la gândaș, pentru că nu e vremea nici de erbicidat, nici de dat pentru gândaș de Colorado, e vremea recoltatului. Nimeni nu-și explică de ce au murit. Dacă ar fi fost vorba de o poluare, să moară și alte specii, pentru că aici conviețuiesc 4-5 specii de păsări sălbatice. Localnicii sunt și ei surprinși și mai ales panicați. Ei cred că vinovate sunt fabricile din zonă. Lacul de aici este plin cu deșeuri, se pot observa peturi, sticle, bucăți din lemn, dar și alte obiecte. Pe lângă rațele moarte se mai pot vedea pești și broaște. Da, am văzut și rațe și pești morți. Cred că de la fabricile din zonă care deversează în lac. De altfel, simțim și mirosurile care deversează aici pe câmp, nu putem trece dimineața sau când deversează ei și probabil asta e cauza. Aseară am văzut una, nu eram sigur, am studiat mai mult imaginea și într-adevăr era o rață, dar curentul a dus-o încolo și atât, una am văzut. De la ce credeți că ar fi murit? Acum nu se știe, accidental poate sau nu știu, nu pot să-mi dau seama. Autoritățile vor lua primele decizii atunci când vor primi rezultatele de laborator. Ultima lună de vară începe cu vreme caniculară. 7 județe plus capitala se află sub avertizare de cod portocaliu și peste jumătate de țară sub cod galben. În unele zone, căldura se va resimți puternic, inclusiv la umbră, unde temperaturile pot să depășească 38 de grade. Medicii avertizează să evităm ieșitul din case la orele prânzului și recomandă să ne hidratăm corespunzător. În weekend sunt anunțate temperaturi ridicate în cea mai mare parte din țară, dar nu vor lipsi nici reprizele de ploi puternice. În București urmează 2 zile de căldură excesivă. La fel ca în iulie și în august vor urma perioade cu temperaturi peste media celor specifice lunii. Temperaturile maxime de astăzi vor ajunge în zonele cu cod portocaliu până la 38, pot să fie chiar în jurul la 39 de grade, izolat, poate un pic mai ridicate. Nopțile cu temperaturi în jur la 20 de grade, tot așa, în zonele cu cod portocaliu, o să fie cu temperaturi peste ceea ce ar trebui să avem în mod normal în luna august. Vor fi zile în care se mai depășească 35 de grade, probabilitatea mai mare fiind în partea de sud-vest, de sud, de sud-est a țării. Cei mai expuși caniculei sunt pacienții cu boli cronice. Acestora, specialiștii le recomandă să frecventeze mai des medicii. Persoanele care se știu cu boli cronice trebuie neapărat, din punctul meu de vedere, să aibă o discuție cu doctorul curant ca să vadă dacă trebuie să modifice ceva la schema de tratament. Nu încurajez astfel de modificări așa după ureche. Cel mai important este ca în orele cu temperaturi ridicate oamenii să evite deplasările. Fie că aleg să meargă la supermarket sau la piață, este important ca deplasările să nu fie făcute între orele 11 și 18. Chiar dacă se feresc direct de razele soarelui, oamenii nu scapă de căldură nici în casă. Aerul condiționat este singura salvare. Deranjează, dar fac față. Ce să fac acum? Ca alternativă n-am. Mai un aer condiționat, mai un neieșit la ora asta, cum am ieșit acum pe afară. Am primit tensiunea, am avut un accident de mașină, probleme cu coloana. Acum am luat un medicament. Sper să mă ajute. Foarte greu. Rezist că nu am încotro, dar e foarte greu. Beau foarte multă apă. Cam atât. Și încerc să mă protejez de soare. Mai port pălărie. Nu e prea confortabil,
Avem noroc că apartamentul e cumva răcoros. Hidratarea joacă un rol important în aceste zile caniculare, când e musai să o consumăm cel puțin 2 litri de lichid de pe zi. În plus, trebuie să avem mare grijă la ceea ce consumăm și mai ales cum păstrăm alimentele. Să nu mâncăm mâncăruri grele pentru a nu ne supune organismul la eforturi suplimentare. Un alt aspect asupra căruia cu toții atragem atenția este modul în care ne păstrăm alimentele proaspete, modul în care ne păstrăm alimentele într-o stare bună din momentul în care le achiziționăm de la magazin, și la magazin trebuie să fim atenți cum sunt ele depozitate, pentru că te poți trezi cu surprize, și cum le transportăm până acasă. Amețel, greață, dureri de cap, tulburări cardiace sunt doar câteva dintre simptomele care pot să apară din cauza căldurii. Este alertă la Marea Neagră în plin sezon estival. Autoritățile sanitare din Constanța îi avertizează pe turiști că au fost descoperite cantități mari de E. coli în zona plajelor Vadu și Corbu. Bacteriile ar fi apărut din cauza salinității reduse, spun specialiștii. Din fericire, celelalte stațiuni nu au fost afectate. Cantitatea de E. coli găsită este peste limitele normale. Autoritățile au trimis noi probe la laborator, iar răspunsurile urmează să vină săptămâna viitoare. Chiar dacă plajele din localitățile Vadu și Corbu sunt neamenajate, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să evite să intre în apă în cele două zone. Când am avut rezultatele, am trimis o echipă și au prelevat alte probe. Așteptăm rezultatul luni la aceste probe. Bineînțeles că am făcut recomandarea ca cetățenii să nu se îmbăieze în această zonă. Specialiștii spun că acolo unde salinitatea este redusă, există riscul să apară bacterii. Direcția de Sănătate Publică din Constanța transmite că celelalte stațiuni nu sunt afectate. Prezența acesteia demonstrează o poluare din sursă biologică a apei, nu neapărat umană. Și bineînțeles că acolo unde temperaturile sunt mai ridicate, unde salinitatea este mai scăzută, fiindcă prin urmă, mării negre, salinitatea scade pe măsură ce merge spre gurile Dunării. Șansele ca această bacterie să supraviețuiască în apă sunt mai mari. Există posibilitatea ca în zona de nord a litoralului Corbu, Vadu, să avem prezență mai mare a acestei bacterii față de zona de sud, unde este salinitatea mai mare, cum e Vama Veche. E. coli se găsește de obicei în apă sau în alimente contaminate cu materii fecale. Bacteria este inofensivă sau se manifestă prin diaree scurtă. Totuși există și câteva tulpini care pot duce la dureri de stomac puternice și diaree cu sânge și vomă. Născut în lagărul de la Auschwitz, 4800 de oameni uciși într-o zi, mărturii cutremurătoare. Astăzi la Focus. Este sfârșit de săptămână, iar asta înseamnă și mai mult timp liber petrecut cu copiii în aer liber. Psihologii chiar spun că joaca în natură le oferă numeroase beneficii. Care sunt acestea? Aflați imediat la Focus. Deși suntem în 2024, foarte mulți români nu au acces la utilitățile de bază. Unul din patru români nu este racordat la sistemul public de alimentare cu apă și peste 40% nu au canalizare. Cel mai rău stau locuitorii din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui. În ultimul an, doar 174.000 de români din toată țara s-au racordat la sistemul de canalizare și 100.000 la sistemul public de alimentare cu apă. România înregistrează cea mai mică rată de racordare la sistemele de apă și canalizare din Uniunea Europeană. Sunt încă foarte mulți români care beau apă din fântânile și puțurile din apropiere, iar mulți dintre ei au toalete în curte. Un sfert dintre românii nu sunt racordați la sistemul public de alimentare cu apă, iar 40% la sistemul de canalizare. Situația este și mai gravă în mediul rural, acolo unde 59% dintre locuitori nu au acces la sistemul de apă, iar 84% la sistemul de canalizare. Moldova este zona cu cel mai redus de racordare la apa curentă. În comuna Vorona din Botoșani, de exemplu, nu există rețele de apă și canalizare. Proiectul e în lucru de 20 de ani. Lucrările sunt aproape gata, dar e nevoie ca sătenii să se branșeze. Aici apa este adusă doar cu mașina de pompieri. Cei 7.000 de locuitori sunt dependenți de acest ajutor, iar ziua în care li se alimentează fântânile e precum o sărbătoare. Coboară cât mai jos în fântână ca să nu scurgure apa. Înainte, când era părăile pline, era apa, cu
nimic. Pământul capa. Lunar trebuie câte o mașină de apă în fiecare lună. Cu fântânile secate, oamenii așteaptă cu disperare mașina de pompieri pentru a le umple fântânile cu apă. Suntem trei familii aici, trei case care luăm apă. Deci, ce aduceți dumneavoastră, nu ține cam o lună, ce am mult. O lună, mai mergem și la animale. Mașina este primărie. Și cam de câte ori mergeți la oameni acasă zilnic? 3-4 ori pe zi. Problema este foarte critică din cauza scăderii nivelului pânzii freatice. Oamenii simt la seceta asta pedologică foarte grele și mari probleme în consumul de apă normal, potabil, pentru animalele din curte și nevoile personale a familiei în general. Noi încercăm să facem tot posibilul cât de cât de a ameliora prin a transporta apa din curtea, bazinul normal al liceului, care este alimentat din trei fântâni. Probleme sunt și aproape de capitală. Comuna Berceni este la doar 13 km de București și nu are rețea de canalizare. Locuitorii așteaptă de ani întregi să se înceapă lucrările. Eu stau undeva în mai spate, în comună, și nu avem canalizare. V-ați mutat recent? Știați că nu este canalizare? M-am mutat în 2021 și știam, da. Avem fosă, da, avem fosă și apa vine direct din puț. Tragem fosa la ceva timp și cam atât. Dar atunci când v-ați mutat, știați că... M-ați sumat. Vrem apă. Apa din Berceni e cea mai infectată și conține mangan 1000 la 1000, 2000 la 1000%. Apa mi se pare simplă și obligatoriu de rezolvat. Promisiune nu contează. Nici primarul nu știe când vor începe exact lucrările. Nu există canalizare în comuna Berceni. A fost scos la licitație proiectul de 4 sau de 5 ori. Într-un final s-ar fi câștigat de către o firmă această lucrare, dar noi nu am semnat nimic, nu am fost informat mai mult de atât. Potrivit Institutului Național de Statistică, 174.000 de români s-au racordat în ultimul an la sistemul de canalizare și 100.000 la sistemul public de alimentare cu apă. România este în top 3 țări din Europa în materie de înșelătorii în mediul online. În luna mai a acestui an, Ministerul Digitalizării a lansat chiar și o pagină dedicată numită NoFake, unde utilizatorii pot semnala conținutul înșelător de pe internet. Oficialii discută acum cu reprezentanții Meta, TikTok și Google despre măsuri suplimentare de eliminare mai rapidă a conținutului de deepfake. În România, fenomenul deepfake este în creștere și lovește domenii de interes public. Instituțiile competente încearcă prin diverse mecanisme să combată fenomenul. Din discuțiile informale, România e în top 3 țări din Europa în materie de astfel de scheme de înșelătorii care apar în mediul online. În clipa în care am deschis acel canal NoFake, am avut foarte multe upload-uri de situații și de scams separat de nereguli din zona electorală. Automat le-am transmis și ele mai departe către marile platforme Meta, TikTok sau Google, au fost și scoase de pe aceste platforme, iar în clipa de față rediscutăm mecanismul cu aceste mari platforme. Specialiștii din online spun că acesta e doar începutul. Pe măsură ce inteligența artificială evoluează, înșelătoria din online va prinde un alt contur. Deepfake-ul se devine din ce în ce mai performante pe măsură ce AI-ul evoluează. Pentru omul de rând, e clar că soluția este în educație, în dezvoltarea asta, spiritul ăsta critic și înțelegerea că emoția e un driver foarte puternic și dacă vezi ceva care te-a luat cu emoție foarte puternică, trebuie să fii un pic mai precaut. Fii precaut unde îți pui datele, unde îți bagi cardul, unde dai acces la datele tale personale unor platforme, altor oameni. Nu am pățit eu personal, dar știu exemple destul. Să fim de băgare cu seama la site-urile pe care le accesăm, tot timpul să folosim metodele bănci de autoidentificare. Pe social media sunt foarte multe fake news în general. De obicei, dacă e un subiect care chiar mă interesează, mă documentez din mai multe surse. Sunt foarte multe mesaje din astea fake cu colete și chestii de genul ăsta și sunt destul de atentă, cum a zis și dumneavoastră, să nu bag cardurile. Deepfake-ul este o provocare pentru România. Afectează domenii diverse, de la media până la securitate. Cel mai probabil va fi folosit și în politică pentru influențarea electoratului, spun experții. E clar că o să crească volumul de deepfakes pe partea asta de politică, de încercare de a muta electoratul într-o direcție sau alta.
Pe lângă astea, permanent o să existe un layer de deepfakes cu scams care încearcă să te targeteze și să-ți fure date sau să te facă să plătești pentru un serviciu care, mă rog, de care nu ai nevoie și care probabil nici nu există. Canalul NoFake a fost creat de Ministerul Digitalizării în perioada preelectorală, tocmai pentru a evita astfel de situații. Peste 30 de intervenții pe munte au salvat montiștii brașoveni în fiecare zi. Tot mai mulți turiști au ajuns să ceară ajutor după ce se aventurează nepregătiți și fără echipament corespunzător pe diferite trasee. De cele mai multe ori, misiunile trebuie să se desfășoare rapid, iar salvatorii sunt obligați să se adapteze. Au nevoie de mai mulți oameni și de echipamente performante de căutare. 3.000 de intervenții în 3 luni. Salvamontiștii din Brașov nu au timp să respire, iar de cele mai multe ori sunt solicitați să ajungă în mai multe locuri în același timp. Media e de cel puțin 33 de misiuni în fiecare zi. În ultimii 25 de ani, din păcate, în fiecare an crește numărul cazurilor. Le recomandăm frecvent, atât mediul online cât și mediul offline, pe stradă, prin flyere, prin materiale promoționale și acțiuni de informare, să sune înainte la 0 salvamont, să se informeze despre starea traseului, să se informeze despre vreme, să se echipeze corespunzător, deoarece preferăm să discutăm cu ei înainte și să le oferim toate informații necesare decât să ne întâlnim ulterior într-o situație de urgență. Iar situațiile de urgență se pot rezolva cu bine și cu echipamente performante. La salvamontul din Brașov acestea nu lipsesc. În unele situații, eforturile supraomenești nu sunt suficiente pentru salvarea unei vieți, iar acolo intervine tehnologia. La nivelul serviciului județean avem 3 drone cu termoviziune. Una dintre ele este chiar achiziționată anul acesta, este mult mai performantă, având și senzor cu infraroșu. Le folosim mai ales la acțiuni de căutare, la acțiunile în care nu cunoaștem locația victimei. Ne ajută foarte mult, așa cum puteți observa și pe ecran, are senzorul cu termoviziune și atunci putem căuta și pe timp de noapte, văzând o amprentă termică, dar și pe timp de zi le folosim cu foarte mare succes. Am avut cazuri în care cu ajutorul dronelor am identificat persoanele. Lucrez de aproape un an de zile la Salvamont. Am fost voluntar aproape 4 ani. Cele mai dificile intervenții mi s-au părut cele în care au fost implicați copii, pentru că este totuși un impact emoțional. Este o satisfacție deosebită în a salva oamenii pe munte și a le acorda primul ajutor și a le da sfaturi. Periodic, salvamontiștii încearcă să le vorbească oamenilor despre misiunile la limită și să le dea sfaturi despre momentele în care își planifică excursii pe trasee printre pietre, prin păduri și în apropierea prăpăstilor. Mă bucur că în ultimul timp au primit dotări, au primit girofaruri. Statistic, luna august e una dintre cele mai grele pentru salvatorii în montani. Turiștii sunt dorini să descopere locuri noi pe munte, iar accidentele sunt dese. Salvamontiștii recomandă celor care vor să urmeze anumite trasee să se echipeze corespunzător și să se informeze înainte de plecare. Pentru că întâlnirile cu urșii sunt aproape inevitabile, turiștii trebuie să nu hrănească animalele sălbatice și chiar să aibă la ei spray-uri care să îi alunge. Intuitivi, empatici și mai comunicativi. Așa sunt copiii care petrec mult timp în aer liber. Joaca în natură le oferă numeroase beneficii, îi ajută să se dezvolte fizic și psihic și are un impact important și asupra sănătăților mentale. Medicii sfătuiesc pe părinți să-și scoată afară copiii cât mai des, chiar dacă este cald. Există multe metode prin care îi pot proteja. Creativitatea copiilor poate fi stimulată foarte ușor, spun psihologii. Tot ce au nevoie este să fie scoși în natură, să se joace cu copiii afară și să uite că există telefonul mobil. Un copil care trăiește în natură și își petrece foarte mult timp în natură, merge la pădure, se joacă cu ceilalți copii afară, își petrece timp cu familia lui, cu animale, cu... Și în partea asta de... merge undeva la țară sau merge la munte sau la mare și începe să simtă natura, este un copil mai intuitiv. Pentru că reușește cumva să-și dezvolte capacitățile acestea de intuiție. Psihologii spun că există beneficii numeroase pentru copiii naturii, așa cum îi numesc ei. În general, persoanele care își petrec foarte mult timp în natură sunt mult mai relaxate, sunt mult mai trăiesc în echilibru și fizic și psihic și reușesc cumva să își dezvolte anumite capacități pe care celelalte persoane
poate mai greu le dezvoltă. E important pentru cei mici că atunci când sunt afară să fie lăsați liberi să exploreze și să descopere jocuri noi. Nu au nevoie de un plan bine pus la punct. Medicii spun că vacanțele la bunii sunt ideale pentru sănătatea fizică și psihică a celor mici. Dacă nu avem posibilitatea să plecăm undeva și avem totuși niște bunici la țară, este bine să-i trimitem pe copii cât mai mult la bunici, ca pe vremea noastră. Acolo beneficiază și de curte și de niște preparate, niște alimente mai sănătoase. Dacă merg la mama, stăm foarte mult afară și, în general, dimineața și după amiaza, când nu mai e căldură. Cățăratul în copaci, jocurile cu apă, castelele de nisip și explorarea pădurilor sunt doar o mică parte dintre activitățile care ajută pe cei mici să se dezvolte așa cum trebuie. Importantă este mișcarea în sine, pentru că, așa cum avem recomandări de la Organizația Mondială a Sănătății, trebuie să petrecem în fiecare zi cel puțin o oră făcând sport. Acum ieșim la 10 și plecăm la 12. Pe urmă ne întoarcem la 4 și iar 2-3 ore. La televizor foarte puțin. Puțin. Câteodată desene. Da, desene care așa, potrivite, da, tra-la-la. El a fost tot timpul scos afară, de 2 ori pe zi. Până la 7-8 ore pe zi. Până la prânz și după prânz, desigur. Televizorul nu face bine. Clar că ar fi bine mai mult în aer liber, pe la terenuri de joacă. Dar să fie și condiții, ca să nu ne fie cald, să nu ne mănânce țânțarii. Acum că sunt în concediu de creștere copil, că mai am un bebeluș și undeva la 3 ore jumate. Sunt părinți cărora le este frică să scoată copiii afară din cauza căldurii. Acum o să ne plătești mai mult, dar pe timpul verii, adică de exemplu în iulie, nu am putut să ieșim afară, foarte greu. De ce? Din cauza căldurii. Medicii spun că este totul sigur, atâta timp cât sunt respectate o serie de reguli. Trebuie să avem permanent cu noi, mai ales dacă avem copii mici cu noi, o sursă de hidratare. Fie că este o sticlă cu apă, fie că este o sticlă cu ceai mai puțin concentrat ca să poată să fie asimilat mai bine. Recomandat în recipiente de sticlă sau de metal. Activitățile pe care copiii le fac afară diferă foarte mult de la o generație la alta, dar esența este aceeași pentru toți. Natura și aerul curat îi ajută să fie mai sănătoși. Liderul Hamas este înmormântat astăzi la Doha, în Qatar. Funerariile au loc în timp ce la Teheran, Iranul și aliații săi își pregătesc răspunsul pentru Israel. Uciderea lui a declanșat tensiuni în Orient și este așteptată o escaladare regională a conflictelor din Gaza și Liban. Hezbollah a lansat deja 10 de rachete spre Israel noaptea trecută. Sunt imaginile cu zecile de mii de oameni care participă la funerariile lui Ismail Haniyeh în cea mai mare moschee din capitala Qatarului. La ceremonie participă și liderii arabi și islamici. Turcia a decretat zi de doliu național în solidaritate cu liderul Hamas, pe care Erdogan îl consideră un martir. Între timp au apărut noi detalii în cazul asasinării liderului Hamas. Ar fi vorba de un eșec informatic al iranienilor. Ismail Haniyeh a fost lichidat cu ajutorul unui dispozitiv exploziv ascuns cu luni în urmă în camera în care obișnuia să locuiască ori de câte ori se afla în Iran. Atacul, pus pe baza Mossadului, a avut loc la câteva ore după ce marți un atac israelian l-a ucis pe șeful militar al mișcării islamiste libaneze, Fuad Shukr, în suburbiile sudice ale Beirutului. Uciderea celor doi lideri a mărit tensiunile regionale pe fondul războiului din Gaza dintre Israel și Hamas. Iranul și-a chemat la Teheran grupările islamiste pe care le susține pentru a discuta despre cea mai bună modalitate de a se răzbuna pe Israel. Hezbollah a lansat deja 10 de rachete în nordul Israelului din Liban. Toate rachetele au fost însă interceptate de Iron Dome. Pe plan internațional, din cauza îngrijorării izbucnirii unui conflict total, tot mai multe companii aeriene evită spațiul aerian al Israelului, Iranului și Libanului și aleg să anuleze tot mai multe zboruri. 7 țări implicate și 24 de deținuți eliberați pe aeroportul din Ankara sunt datele celui mai important schimb de prizonieri de la războiul rece și până în prezent. Cine sunt prizonierii eliberați și care sunt reacțiile internaționale? Aflați după o foarte scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi!
Schimb istoric de prizonieri între Occident și Rusia. 24 de deținuți din Statele Unite, Rusia, Germania, dar și din alte țări s-au întors acasă. Evenimentul istoric a fost mediat și coordonat de Turcia și s-a desfășurat la Ankara. Printre cei eliberați se numără un jurnalist american și un fost pușcaș marin. La schimb, Rusia l-a primit pe agentul FSB Vadim Krasikov, supranumit asasinul pe bicicletă, o familie de spioni, dar și un infractor informatic. Este cel mai important schimb de prizonieri de la războiul rece încoace. Au fost lacrimi de bucurie la baza americană Andrews. Președintele Joe Biden, Kamala Harris, dar și familiile prizonierilor i-au așteptat cu emoție. Paul Whelan și Ivan Gershovich au coborât primii din avion. Bucuria a fost și la Moscova. Vladimir Putin a întins covorul roșu și a întâmpinat personal pe cei 8 ruși întorși acasă. Repatriații vor primi distincții de stat. Putin le-a spus că patria lor nu i-a uitat nici măcar pentru un minut. 16 deținuți din Occident au fost eliberați la schimb. Printre ei, jurnalistul american Ivan Gershkovich, fostul pușcaș marin Paul Whelan, opozantul rus Vladimir Karamurza, jurnalista Alsu Kurmasheva, dar și Kevin Lik, un tânăr ruso-german. La schimb, Rusiei au fost predați 8 oameni. Cel mai important dintre ei este agentul rus Vadim Krasikov, supranumit asasinul pe bicicletă. A fost condamnat pe viață în Germania în 2019 pentru asasinarea unui fost comandant separatist. Au mai fost repatriați un agent GRU, un hacker, doi soți spioni, dar și doi minori care sunt copiii cuplului eliberat din Slovenia. Biden a vorbit la Casa Albă despre schimbul de deținuți înconjurat de rudele acestora. The deal that made this possible was a feat of diplomacy and friendship. Friendship. Multiple countries helped get this done. They joined a difficult complex negotiations at my request. And I personally thank them all again, and I've thanked them personally, and I'll thank them again. This deal would not have been made possible without our allies. Germany, Poland, Slovenia, Norway, and Turkey, they all stepped up, and they stood with us. Președintele SUA a spus că este recunoscător cancelarului german și a apărat decizia dură de a schimba deținuți politic cu criminal condamnați. În schimbul asasinului rus, Kremlinul era dispus să le libereze la începutul anului chiar pe Alexei Navalny, înainte ca acesta să moară în închisoare pe 16 februarie. We had been working with our partners on a deal that would have included Alexei Navalny. Unfortunately, he died. Analiștii spun că operațiunea a fost un mare succes pentru Rusia și implicit pentru Vladimir Putin, nu și pentru Occident. On the Russian side, it's cyber hackers, a sleeper agents, and in one case, a prisoner who was convicted of murder in Germany and was serving a life sentence. On the side of prisoners being released from Russia, it's primarily journalists, human rights activists, and anti-war protesters. So the moral quality of the types of groups that are being released is quite different in both cases. Schimbul a fost rezultatul unor negocieri care au început în toamna anului 2022. Nu a fost implicat războiul din Ucraina și nici nu s-au dat bani. President Trump has said repeatedly that he could have gotten the hostages out without giving anything in exchange. What do you say to that? What do you say to President Trump now? Why didn't he do it as president? Discuțiile au fost mediate de Turcia. Serviciul tur de informații a desfășurat la Ankara operațiunea care a implicat 7 avioane și persoane din închisori din SUA, Germania, Polonia, Slovenia, Norvegia, Rusia și Belarus. Născut în lagărul de la Auschwitz. 4.800 de oameni uciși într-o zi. Mărturii cutremurătoare. Astăzi, la Focus. Clujul se mândrește de astăzi cu cel mai mare festival pentru familii din întreaga Românie. A fost inaugurat un parc uriaș cu cea mai mare piscină din țară, roată panoramică, dinozauri, jumping land, dar și ateliere creative. Luis Fonsi a ajuns deja la Cluj-Napoca, iar în scurt timp va cânta în fața miilor de oameni veniți din întreaga țară. Prima TV este acolo și în zilele următoare și va aduce cele mai impresionante imagini. În urmă cu 2 ore s-au deschis porțile celui mai mare festival pentru familii din țară. Evenimentul se întinde pe aproape 400.000 de metri pătrați cu sute de activități pentru familii. Luis Fonsi aduce magia la Cluj exact în anul în care celebrează 25 de ani de carieră. Gracias por la invitación, thank you so much for having me. Mi primera vez acá, en Cluj, mi tercera vez en Rumania.
Y siempre ha habido un denominador común, un constante, que es el cariño de la gente, el amor que le tienen a la música latina, a mi música. Luis Fonsi este cel mai așteptat artist al serii, iar pe cele patru scene, zeci de artiști vor avea trei seri magice. La vamos a pasar bien y eso, contentísimo de estar aquí nuevamente. What surprises do you have for tonight? You cannot tell the surprises, but a bit, yeah. Yo creo que lo bonito de los conciertos es que hay un orden de canciones, hay una gira, hay un no hay como un plan. Pero cuando uno se trepa a los diferentes escenarios, ese plan siempre cambia, porque cada público es diferente, la energía de cada lugar, de cada ciudad, de cada país es diferente. Entonces uno se deja llevar por lo que la gente, por lo que está conectando con la gente. Festivalul se mândrește cu cel mai înalt adrenalin tower din lume, din Oland, Tiroliana și boburi gravitaționale. Ne-am mișcat toți foarte rapid și cu foarte mult suflet, pentru că este un festival pe care l-am gândit și ni l-am dorit cu toții. Organizatorii acestui festival visau de mult să aibă un loc unde familiile să se poată simți bine împreună, de la cel mai mic până la cel mai mare, să nu trebuiască să-ți lași copilul acasă când vrei să mergi la festival, așa că mobilizarea a fost exemplară. Și piscina este impresionantă, iar cei care au venit până acum se bucură de tot ce descoperă în întregul festival. N-am sosit de mult, dar e foarte frumos. O suprafață foarte vastă și cu foarte multe locuri de vizitat. E foarte fain. Ce v-a atras atenția până acum? Faptul că e făcut pentru familie totul, adică cu copii putem să venim. Sunt aici cu fiica mea și îmi place mult. Ce să descoper? Pe fiica mea campioană la dans astăzi. Da, a avut spectacol de dans și au luat locul 1. Și sunt tare mândră. Festivalul are loc până duminică. Festivalul Serile Filmului Românesc de la Iași a ajuns în cea de-a treia zi. Astăzi, de ziua Cinemaraton, se va prezenta trofeul Leul de Argint, câștigat de regizorul Dan Pița la Veneția în 1992. La Iași, pentru acest moment, este prezent și actorul Mircea Diaconu, cel care a jucat în filmul Nunta de Piatră. Pelicula are o versiune nouă, care va fi difuzată la Cinema Ateneu. Canalul de televiziune Cinemaraton, partea trustului Clever Media, reprezintă cel mai important vector media pentru cinematografia românească, susține și actorul Marcel Iureș, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Eu aflu multe de pe Cinemaraton. E ca un fel de corectură a unei atitudini, să zicem, nu a spectatorilor, ci a, mă rog, a puterii la vremea aia. Corectează un pic din indiferența și din suficiența ca atitudine față de munca unor mari artiști. E o arhivă destul de deșteaptă cumva și extrem de generoasă. E plăcut, da. Consider că Cinemaraton este liantul acestor evenimente artistice extraordinare. Și ce mai face Cinemaraton, că vorbim și despre Cinemaraton astăzi, face un lucru extraordinar. Nu uită valorile culturii românești. Totdeauna ei știu că e ziua lui Iureș, cum este ziua lui Marcel Iureș, și spunem cu toții la mulți ani într-o atmosferă de mare bucurie aici pe terasă. Și totdeauna punctează anumite subiecte care sunt de mare, mare folos pentru cultura fiecăruia dintre noi. Ziua Cinemaraton reprezintă o colaborare de tradiție între postul de televiziune și Festivalul Serile Filmului Românesc. O zi în care prezentăm o selecție de filme pe care o gândim special pentru publicul ieșan. De exemplu, anul acesta am adus la Iași filme ale regizorului Dan Pița, Nuntă de Piatră și Hotel de Lux. Am primit în custodie și Leu de Argint, câștigat de domnul Pița la Veneția în 1992 pentru Hotel de Lux, pe care l-am și expus la Ateneu Iași, unde poate fi văzut. E un eveniment inedit pentru festival. Festivalul Serile Filmului Românesc se va încheia duminică 4 august.
Peste 4.000 de oameni uciși într-o singură noapte la Auschwitz. 2 august 1944 este o zi tragică în istoria omenirii. Colegii mei, Marius Aizu și Nicolae Angel, sunt în ceea ce a fost cel mai mare lagăr de exterminare nazist. Mărturii cutremurătoare surprinse de ei de la supraviețuitori. În câteva clipe, după o scurtă pauză, rămâneți cu noi. August este o zi tragică în istoria omenirii. Acum 80 de ani, naziștii ucideau peste 4.000 de oameni într-o singură noapte. S-a întâmplat la Auschwitz, cel mai mare lagăr de exterminare nazist, acolo unde se află și Marius Aizu. Marius, bună seara! Cum ai simțit ziua de azi acolo la Auschwitz? Bună seara, Livia! Bună seara, doamnelor, domnilor! Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr nazist din Polonia, iar șina de tren, deja o știți cu toții, este cea pe care trenurile intrau în lagăr. De cele mai multe ori se întâmpla ca trenurile cu deținuți să ajungă noaptea, tocmai pentru ca cei care erau în interior să nu-i vadă pe cei care vin, iar cei din care sunt aduși cu trenul aici să nu-i vadă pe cei care erau deja flămânzi, piele și os în camerele pe care, în cabanele și în barăcile care se află în interiorul lagărului. Vorbim de Auschwitz-Birkenau, un lagăr în care au murit peste 1.500.000 de oameni din 1941 până în 1945. Vorbim de un lagăr unde în data de 2 august 1944 peste 4.500 de romi sinti au fost uciși aici la Auschwitz. Un lagăr în care oamenii erau aduși pentru a fi selectați și ulterior trimiși să muncească, doar că 90% dintre ei au murit. Fie că erau gazați, fie că erau împușcați, iar ulterior duși în crematurile care se află în partea din spate a acestui lagăr. În momentul în care cineva încerca să fugă, să evadeze, alți 10 deținuți erau scoși și puși în fața plutonului de execuție pentru a fi dați drept exemplu. Iar cei cu oamenii cu care am stat de vorbă astăzi, supraviețuitori ai lagărului de aici, de la Auschwitz, mi-a spus un lucru extrem de dureros și de important în același timp. Trebuie să fim extrem de atenți, căci astfel de lucruri pot avea loc din nou. Auschwitz-Birkenau, iadul pe pământ, locul din care foarte puțini au scăpat cu viață, lagărul inventat pentru exterminare, unde dezumanizarea a îmbrăcat toate formele. Oamenii erau tratați mai rău ca animalele, puțini sunt cei care au supraviețuit. Unul dintre ei este Marian Turski, care are acum 98 de ani. What's your biggest memory from those days? It would be maybe political incorrect, but egoistic happiness that I survived the selection. I could speak. There were no lies. This is true. No lies. Yes. But freezing, starving. This is not. Is also. It was not the worst. The worst was humiliation. The conditions were horrible, yeah. But the most horrible was the feeling that you are treated like an insect, even not like an animal. Crush it, you kill it. This was humiliation. Birkenau era cel mai mare dintre lagărele care compuneau complexul de la Auschwitz. A operat timp de 3 ani. It would be, can happen again, something like this? Yes. Really? It can happen in any place in the world. If people don't resist oppression. Unii dintre supraviețuitori s-au născut în lagărele naziste. Cristian Fiel este unul dintre ei. I have no memories from this. I was too young. Und ich spreche Deutsch. Aber meine Eltern haben mir sehr viel erzählt von den 5 Jahren lagerhaft in verschiedenen Konzentrationslagern hier in Polen. Und was sie mir erzählt haben, war eine furchtbare Geschichte. Und meine ganze Familie hat schwer darunter gelitten. Und ich bin heute hier und an den vielen Menschen, die verstorben sind, natürlich auch an meine Familienmitglieder und Angehörigen, die hier in Auschwitz vergast worden sind. Do you think this history can repeat? Nein, es ist sehr wichtig, dass es heute ein Gedenk, also das ist immer ein Gedenken. Und heute ist es 80 Jahre her und wir sollten jedes Jahr diesen Gedenktag
würdig begehen. Das ist sehr wichtig. Es darf nicht vergessen werden. În total, Germania nazistă a omorât până la 500.000 de oameni din cea mai mare minoritate a Europei. Doar în noaptea de 2 august, în jur de 3.000 de romi au murit aici, în lagărul Auschwitz. As we were approaching and I've been seeing the barbed wire and all the installation that kept human suffering at the highest level in history, I just think if I was not born today and I was born then, that was the place that I would end up. So it is a feeling of horror, feeling of sadness, feeling of reality that human beings can end up this way, either as perpetrators or victims. Not easy to accept that it might happen again. It's not excluded seeing where the world goes, where Europe goes. Din 1944 a devenit și locul unde prizonierii erau concentrați înainte de a fi trimiși la muncă în industria germană. La Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr care s-a aflat vreodată pe teritoriul Poloniei, a ajuns să stea până la 125.000 de oameni în același timp. Șina de cale ferată ajungea până aici, de aici erau coborâți deținuții, iar locul în care ne aflăm este cel de selecție. Aici erau selectați cei care puteau să muncească față de cei care nu puteau să muncească, pentru că în trenurile respective erau aduși la oaltă bărbați, femei, bătrâni, copii, fără să conteze. Iar cei care puteau să muncească, din momentul în care treceau de procesul acesta de selecție de aici, urmau să fie duși pe poarta aceasta către barăcile care se află acolo în spate. Multe dintre ele, cele de aici din stânga, erau pentru deținuții evrei și pentru romi. Aproximativ 90% dintre victimele lagărului de la Auschwitz au murit la Birkenau, iar 9 din 10 erau evrei. Totodată, peste 70.000 de polonezi și-au găsit sfârșitul la Birkenau. Baraca în care ne aflăm acum era pentru femei și copii. Am numărat 130-135 de paturi, asta înseamnă cel puțin 300 de oameni, de suflete care au stat aici. Adevărat că multe dintre ele n-au mai văzut libertatea, n-au mai ajuns în libertate pentru că au sfârșit în încăpere din capătul lagărului, acolo unde erau camerele de gazare. Iar în interior, aici, sunt două sobe ca aceasta. Una se află în locul acesta, cealaltă în partea opusă a camerei. Gândiți-vă la condițiile în care se trăia într-o încăpere ca aceasta, la Auschwitz-Birkenau. Așa că, din punctul meu de vedere, niciun documentar, nicio carte citită despre Auschwitz, niciun film artistic nu te poate pregăti de ceea ce descoperi aici la Auschwitz-Birkenau, cel mai mare lagăr nazist din Polonia. Puțin peste 1.600.000 de oameni au murit aici, cei mai mulți dintre ei gazați ori împușcați. De la Auschwitz-Birkenau, Marius Aizu și Nicolae Angel. Și de la sport trecem la meteo. Colega mea, Alexandra Băluțescu, ne aduce toate informațiile despre vreme. Bună seara, Alexandra! Bună seara, Livia! Bună seara, doamnelor și domnilor! Un nou val de caniculă pune stăpânire pe toată țara. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de caniculă pentru 4 județe și o atenționare cod galben de temperaturi ridicate și disconfort termic pentru 11 județe, chiar și în capitală. Revin cu mai multe informații imediat! Căldura intensă se întoarce în România și, după cum am mai spus, luna august promite temperaturi caniculare. Specialiștii au emis două avertizări de caniculă și disconfort termic. În sud-vestul, centrul și nordul Munteniei, sudul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Dobrogei va fi cod galben de caniculă. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-36 de grade. De asemenea, un cod portocaliu de caniculă este anunțat până mâine la ora 10 dimineața în județul Călăraș și Ialomița, Brăila și în partea continentală a județului Constanța. Temperaturile maxime vor fi în general de 38-39 de grade, iar minimele nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale. Acestea au fost informațiile despre vreme cu prognoza pe larg. Vă aștept după Focus Sport. Mulțumim, Alexandra. Doamnelor, domnilor, Focus se încheie aici, dar știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. O seară excelentă să aveți. La revedere!
program disponibil pe primaplay.ro.